Bună seara, domnul președinte, bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a discuta astăzi cu spectatorii privers.eu. Dragi prieteni, stimați spectatori, vă prezint oaspetele nostru de astăzi. Este domnul Constantin Florin Mițulescu Buică, este președintele Autorității Electorale Permanente de la București. Practic, prima persoană în rangul responsabilităților pentru organizarea și desfășurarea alegerilor în România. Bine ați venit, domnul președinte! Bună seara și bine v-am găsit, domnule Ciocan! Au rămas practic o zi, mâine este ziua de vineri, au rămas practic o zi până când încep alegerile parlamentare în România, practic ziua alegerilor. Știm că în diaspora, în afara României, se votează și sâmbătă și duminică. Așa că mâine, practic, este ultima zi preparatorie când dumneavoastră și colegii dumneavoastră încă mai reușiți să mai duceți la bun sfârșit tot ce ați avut planificat în planul aprobat. Aș vrea să ne spuneți cum a fost această campanie pentru dumneavoastră, pentru colegii de la EP. Cum ați reușit să o treceți în condițiile în care avem și pandemie și în condițiile în care doar ați ieșit dintr-o campanie pentru alegeri locale generale și ați intrat în una parlamentară? Asta voiam să spun și eu. Suntem deja din luna iulie în campanie electorală, într-o activitate electorală continuă, ca să spun așa. Din alegerile locale am intrat direct în alegerile parlamentare. Am terminat cu bine alegerile locale în plină pandemie, cu respectarea regulilor și măsurilor de distanțare fizică și măsurilor de protecție sanitară. De această dată, alegerile parlamentare au loc într-un alt context. Din nefericire, un număr de cazuri mult mai mare față de 27 septembrie. Acum avem, ați văzut zilele trecute, 10.000 de cazuri, în aproape 10.000 sau peste 10.000 de cazuri. Avem regulile stabilite și de această dată, la fel ca și la alegerile locale, și încă se fac ultimele așezări, ca să spun așa, pentru exercitarea dreptului de vot. Avem localități carantinate, de această dată un număr mai mare de localități carantinate și mâine vor fi reglate lucrurile pentru ca cetățenii care se deplasează la secțiile de votare să nu fie nevoiți să dea declarația pe propria răspundere în vederea exercitării dreptului de vot pentru data de 6 decembrie. Tocmai, da. Într-adevăr, situația pe plan epidemiologic s-a agravat după ultimele alegeri locale. După cum știți, și în Republica Moldova, în luna noiembrie, noi, la începutul lunii și la mijlocul lunii, am avut cele două tururi de alegeri prezidențiale și la fel am trecut printr-o campanie marcată intens de acest număr înalt de îmbolnăviri. Colegii de la Autoritatea Electorală din Republica Moldova, la fel ca și dumneavoastră, au întreprins toate măsurile pentru a securiza votul. Aici vreau să vă rog să dați mai multe detalii, să vadă alegătorii că pot veni la vot în siguranță. Ce ați făcut? Cum protejați alegătorii? Să știe fiecare ce s-a făcut și ce au ei de făcut ca și alegători. Procedurile sunt similare ca și la alegerile locale. Cetățeanul se prezintă la secția de vot, este verificată temperatura la accesul la vot. Dacă prezintă o temperatură mai mare de 37,5, atunci acesta este prioritizat în vederea accesului la vot. După verificarea portului măștii obligatoriu, dezinfecția mâinilor, pentru circuitul și cetățeanul care prezintă temperatură crescută sau ceilalți care sunt în condiții normale, trebuie să poarte masca obligatorie și dezinfecția mâinilor. Portul măștii se asigură pe întreg circuitul până în secția de votare. În secția de votare se efectuează din nou dezinfecția mâinilor și obligatoriu identificarea la operatorul de calculator, membrii secției de votare. Cetățeanul își prezintă singur actul de identitate acestora în vederea identificării și totodată se introduce cartea de identitate în Fanta, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot. Dacă nu este posibil, operatorul introduce manual codul numeric personal în vederea identificării. Se prezintă la președintele secției de votare, la care sau la un membru desemnat din cadrul echipei membrilor biroului secțiilor de votare,
primește materialele necesare votării, ștampila, buletinele de vot pentru Senat și Camera Deputaților, își exercită dreptul de vot în siguranță și părăsește încăperea după ce și-a actul de identitate, evitând în continuu contactul cu membrii secțiilor de votare de această dată. Dacă se află într-una din situațiile în care spuneam prezintă o temperatură de 37,5, cred peste 37,5, acest alegător se va prezenta la vot și va exercita dreptul de vot în cabina cea mai apropiată de ușa secției de votare, astfel încât aceasta să nu intre prea mult în secția de votare și în contact cu persoanele respective, și după părăsirea de către aceasta secției de votare se va asigura aerisirea încăperii localului secției de votare și dezinfectarea mijloacelor tehnice utilizate de către acesta în interiorul secției de votare. Da, se pare că alegătorii pot fi absolut liniștiți să vină la votare, să-și exercite dreptul constituțional de a-și alege puterea parlamentarii. Vă mulțumim pentru aceste informații. Totuși, în România vor fi înființate 18.802 secții de votare. Este un număr destul de mare. Știu că dumneavoastră personal ați întreprins eforturi susținute în crearea unui cadru de funcționari, unei echipe de funcționari electorali bine instruiți, care să muncească în ziua alegerilor în birourile electorale. Aici aș vrea poate să ne relatați un pic dacă în toate secțiile de votare aveți suficiență de plină de cadre, chiar și acolo unde într-adevăr sunt localități carantinate. Și pentru urnele mobile, care știm că trebuie echipate în mod special, care se vor deplasa spre urnele speciale, cum se numesc în legislația din România, care se vor deplasa la domiciliul alegătorilor, la locul aflării alegătorilor în spitale, la locuri de izolare. Cum stați pe această parte a problemei? Așa este, tot personalul secțiilor de votare, președinte, locțiitor și operator de calculator au fost instruiți odată prin intermediul videoconferințelor sau prin prezentarea fizică la aceste instruiri în teritoriu, instruiri organizate de autoritatea electorală permanentă, și concomitent au fost prezentate clipuri de instruire fie pentru membrii secției de votare, pentru președinte, locțiitor, operator, cât și modalități de completare a proceselor verbale din cadrul secțiilor de votare, pentru ca toată lumea și ceilalți membri din partea partidului să cunoască aceste modalități de întocmire a documentelor din cadrul secției de votare. La acest moment avem personal suficient pentru desfășurarea procesului electoral și din cadrul secției de votare cu urna mobilă se deplasează o echipă de două persoane însoțită de paza Ministerului Afacerilor Interne la cetățenii care solicită această urnă. Urna specială se solicită până în data de 4 la birourile de circumscripție județeană sau oficiile electorale, după caz, prin intermediul altor persoane sau prin mijloace electronice, iar în data de sâmbătă 5, între 18 și 20, la sediile secțiilor de votare se pot depune cererile pentru urna mobilă. Avem trei categorii de persoane. Prima categorie sunt persoanele netransportabile din diverse afecțiuni medicale care nu se pot deplasa la secția de votare și care se află acasă, sau unități medicale spitalicești, cămine de bătrâni și alte unități de spitalizare. Și cea de-a doua categorie sunt persoanele afectate de pandemia de COVID-19, persoane cu un test pozitiv sau persoane contacți ai acestora, dar care dețin documentele emise de autorități, decizii de carantinare sau de izolare și testele COVID după caz. Acestea le prezintă fie birourilor de circumscripție, așa cum spuneam, până în data de 4, fie până în data de 5, între orele 18-20, la sediile secțiilor de votare. Și cea de-a treia categorie, care depune la birourile de circumscripție județeană sau oficiile electorale cererile pentru obținerea documentelor în situația în care aceștia nu dețin documentele medicale, și birourile electorale întreprind
măsurile necesare pentru a intra în posesia acestor documente de la direcțiile de sănătate publică, iar aceștia ulterior, în data de sâmbătă și sau cel mai târziu duminică ora 10, le comunică secțiilor de votare la care sunt arondați alegătorii potrivit domiciliului sau reședința, astfel încât aceștia să își exercite dreptul de vot prin intermediul urnei mobile. Domnul președinte, eu, din interesul meu profesional, am urmărit activitatea autorității electorale în cadrul pregătirii acestor alegeri și ceea ce am marcat eu a fost și campania largă de informare a alegătorilor, care a fost demarată, difuzată, practic, pe toate rețelele sociale, pentru că aceste alegeri nu sunt chiar în tocmai alegeri obișnuite, în mare parte activitatea și a partidelor și a autorităților, inclusiv partea de instruire, de informare, s-a bazat pe sursele online. Și aici vroiam să vă întreb, efortul a meritat dumneavoastră, știu că probabil ați investit destul de mulți bani, credeți că a meritat acest efort? De această dată efortul a meritat încă o dată suplimentar, pentru că mijloacele de informare fizice sunt aproape indisponibile în acest moment pentru a trimite ghiduri, pliante și așa mai departe pentru instruire. Datorită pandemiei lucrurile s-au schimbat și comunicarea online a devenit încă o dată foarte necesară și într-adevăr am întreprins măsurile necesare pe Facebook, YouTube și alte canale de informare pe site-ul autorității prin clipurile produse. Din fericire, cheltuielile au fost doar cu privire la promovarea acestora în mediul online, producerea acestor clipuri realizându-se în in-house, în cadrul autorității, de către personalul nostru, cu echipamentele noastre interne și nu ne-au costat bani aceste clipuri de informare, care sunt câteva zeci de această dată pentru informarea cetățenilor care se vor prezenta la vot, dar și personalul secțiilor de votare care a fost instruit de această dată. Cred că ați văzut și dumneavoastră, aceste spoturi de informare a alegătorilor, spoturi motivaționale, care explicau și procedurile, cum trebuie să vină, cum trebuie să participe la votare, am deschis și eu unul pe YouTube, am văzut că avea circa 60.000 de vizualizări, deci au fost destul de populare. Cred eu că s-a făcut o treabă bună. Da, sunt foarte importante aceste clipuri, pentru că odată cetățeanul și membrii secțiilor de votare nu mai sunt nevoiți să citească toată legislația, exact punctele importante din circuitul votării sau instruirea acestora sunt prezentate în acele clipuri, în aceste clipuri care sunt deja în continuare în prezentare, sunt expuse toate procedurile. Dacă urmărești clipul, vei învăța exact cum a spus și noastră ce ai de făcut, ori ca cetățean, ori ca membru al unei secții de votare. Da. Încă una din deciziile aprobate de autoritatea electorală mi-a atras atenția, și anume decizia de a permite alegătorilor să voteze cu acte expirate, dacă aceste acte au expirat din martie, inclusiv la 1 martie, până în ziua votării. Am doar anumite presupuneri de ce a fost nevoie de o asemenea decizie. Poate ne explicați dumneavoastră mai mult de ce a fost nevoie și la ce servește această hotărâre. Această hotărâre vine întocmai în aplicarea de dispozițiilor legislației pe starea de alertă și pe starea de urgență inițială datorate acestei pandemii de COVID-19. Toată legislația spune că începând cu perioada cu data de 1 martie, toate actele care expiră rămân valabile până la încetarea odată a stării de urgență, care a avut o perioadă de 60 de zile, și în cea de-a doua etapă au fost preluate aceste dispoziții prin legislația pentru starea de alertă și aceste acte au fost prelungite. Noi și Biroul Electoral Central nu am făcut altceva decât să preluăm dispozițiile legale și să prezentăm de altă manieră cum stau lucrurile, astfel încât cetățenii să știe că dacă le-au expirat actele după data de 1 martie, fie în țară, fie actele de domiciliu sau reședință în străinătate, își vor putea exercita dreptul de vot de această dată, în data de 5 și 6 decembrie. Da. Da, cred că este un pas care, o decizie care vine în întâmpinarea alegătorilor, pentru că, într-adevăr, în această perioadă de timp, la mai mulți alegători ar fi putut să expire, ori la sigur a expirat valabilitatea acestor acte,
Și în aceste condiții, sigur că îi extindeți modalitatea de participare la alegeri. Domnul președinte, spuneți-mi, vă rog, câți observatori au fost înregistrați în cadrul acestor alegeri și dacă numărul acestora este mai mare, dacă cumva cunoașteți numărul observatorilor. De fiecare dată numărul observatorilor a crescut și de această dată lucrurile s-au modificat substanțial, pentru că interesul este mult mai crescut de această dată. Alegerile naționale sunt foarte importante și am fost în legătură cu toate aceste organizații sau cu instituțiile mass media în această perioadă. Și prin toată promovarea pe care am făcut-o și prin toate măsurile pe care le-am prezentat, toată lumea a avut încredere că lucrurile se vor desfășura corect și și-au exprimat interesul în mod continuu pentru acest proces electoral și în continuare efectuăm astfel de acreditări pentru mass media sau pentru observatorii externi din partea organizațiilor neguvernamentale sau din partea organizațiilor internaționale. Da. Știți dumneavoastră mult prea bine că anume observatorii internaționali, misiunile mari de observare a alegerilor sunt cei care ulterior își expun opinia profesionistă asupra calității alegerilor și noi cei care organizăm alegeri tragem cu ureche totuși să auzim ce au zis colegii noștri, experții electorali care într-un fel ori altul urmăresc alegerile. Și cred că este bine pentru România, este bine pentru autoritatea electorală că numărul acestor observatori a crescut și crește. Când au venit în misiunea premergătoare acestei misiuni, OSCE, ODIHR, sunt în acest moment în România pentru observarea acestor alegeri, i-am rugat să vină să observe aceste alegeri pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, se validează toate aceste acțiuni ale noastre și împreună cu organizațiile neguvernamentale, colegii noștri au ținut legătura cu aceștia în această perioadă, fie pe partea de comunicare și prezentare media, fie pe partea de prezentare a sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, sistemelor de centralizare a rezultatelor alegerilor, cât și de repartizarea mandatelor, pe activitatea de management al secțiilor de votare, cât și a corpului electoral, experți electorali și operatorii de calculator. Și vom prezenta în continuare toate aceste date. Suntem convinși că ulterior rezultatul evaluării va fi satisfăcător, deoarece în mod continuu am îmbunătățit activitatea autorității și a corpului electoral. Prea modest fiind de calificare de satisfăcător, eu cred că dumneavoastră o să primiți un bine cu plus pentru munca care ați depus-o, dacă nu excelent. Aș vrea să vorbim un pic despre sistemele informaționale care le folosește autoritatea în ziua alegerilor și în perioada pregătirii către alegeri. Am văzut în cadrul ultimelor alegeri prezidențiale de anul trecut, pentru prima dată s-a implementat deja semnătura chiar pe tabletă, semnătura aplicată nu pe o foaie, pe o listă electorală, dar chiar în tabletă. Asta însemnând că autoritatea electorală a făcut un pas considerabil înainte spre implementarea tehnologiilor atunci când a introdus deja listele electronice a alegătorilor. Nu mai este lista pe hârtie. Deci ce noutăți aveți la acest capitol? Cum progresați? Cea mai importantă noutate în domeniul informaticii în procesul electoral este implementarea de această dată a sistemului de blockchain în alegeri, care a fost utilizat pentru prima dată la criptomonede, iar acesta deja este funcțional și vă spun pentru prima dată, urma să dăm un comunicat, sunteți primul care aflați și pe canalul dumneavoastră vă dau această informație. Acesta este funcțional voting.ro.ae.ro și crește în primul rând transparența și securitatea informațiilor puse la dispoziția publicului, pentru că acest sistem, prin sistemul de blocuri și de hash-uri în acest sistem informatic, asigură că informațiile care au fost puse la dispoziție pot fi verificate dacă acestea au fost modificate și cetățeanul este sigur că toate aceste informații sunt
sigure și sunt la dispoziția acestora fără a fi umblat în ele. Într-adevăr, în 2019, la alegerile prezidențiale în străinătate, am folosit pentru prima dată semnarea electronică de către cetățean pe sistemul informatic, acele tablete cu stilusul, și a dat un rezultat foarte bun acest sistem și suntem convinși că pentru viitor acel sistem utilizat și de această dată la alegerile parlamentare, cât acest sistem de blockchain deschid premisele unui vot electronic sau pe internet pentru următoarele alegeri generale. Știu că dumneavoastră personal și echipa care o conduceți la autoritate munciți foarte mult pentru implementarea tehnologiilor și anume pentru implementarea votului electronic, votului la distanță. Cum ați menționat și dumneavoastră, probabil deja apare o perspectivă. Nu știu dacă ați planificat aceste, probabil ați planificat aceste testări, pilotări, ca în următorul ciclu în 24, așa cum spuneți dumneavoastră, deja să le livrați alegătorilor. Pe partea votului în diasporă, dacă vorbim de votare peste hotare, să știți că un asemenea serviciu este foarte mult așteptat. Ca și alegătorii din Republica Moldova, așa și alegătorii cetățeni români, care practic se regăsesc în foarte, foarte multe țări ale lumii, ar fi scutiți de foarte multe cheltuieli, deplasări, așteptări, mai ales în situații în care avem în multe localități carantine, ori țările cumva sunt mai rezervate față de admisiul deplasărilor pe teritoriul său. Anume, votul electronic va ajuta cetățenii noștri să meargă. Așa este. În principal, pe acest domeniu am prins în finanțarea următoare bugetară la nivel european, am prins o axă eveniment de viață, alegeri, informatizarea proceselor electorale și pe banii europeni vom încerca să dezvoltăm sisteme informatice fie in-house, fie dezvoltate de către companii prin externalizarea acestor servicii și încet, încet vom construi o astfel de aplicație astfel încât să ne asigurăm că vom reuși să testăm și să convingem mediul politic și Parlamentul următor care va fi ales pe 6 decembrie în vederea acceptării și introducerii unui sistem de vot electronic sau pe internet. Așa cum spuneați, avem foarte mulți români care sunt în afara țării și care doresc să-și exercite dreptul de vot, dar și români care sunt în țară și nu sunt dispuși să se deplaseze la o secție de votare, pentru că vedem circulația persoanelor este foarte importantă și astăzi te afli în județul Dolj, mâine te afli în București, poimâine te afli în Bacău și s-ar putea exact în ziua votării să nu te afli în localitatea unde ai dreptul să-ți exerciți votul și atunci o poți face de oriunde în timp util sau chiar să-ți modifici opțiunea până la închiderea votării potrivit legislației ora 21. Da, așa este. Știți că eu împreună cu echipa de la Privesc.eu, ultima săptămână, practic în fiecare zi am avut interviuri, discuții online cu mai mulți candidați din partea mai multor partide, pentru Parlament, pentru Camera Deputaților, pentru Senat. Să știți că la fiecare i-am acordat această întrebare dacă susține și dacă vede necesitatea implementării votului electronic, nu am auzit nicio părere contrarie. Au fost date anumite rezerve vis-a-vis de încredere că ar trebui testate, pilotate, dar practic toți cei cu care am reușit să discut online, dar am avut și discuții private cu mulți candidați, care mi-au confirmat că în viitorul Parlament vor pleda și vor merge în susținerea implementării anume votului electronic pentru alegerile din România. Fapt care pe mine mă bucură și să știți că mă și motivează și nu doar pe mine, pentru că foarte multă lume în Chișinău discută despre necesitatea votului electronic și în Republica Moldova. Noi în cadrul ultimelor alegeri prezidențiale am avut un număr record de votanți peste hotare în diasporă, dar dacă aveam votul electronic, cred că acest număr cel puțin se dubla. Așa este. Tehnologia este foarte importantă și alegerile trebuie să țină pasul cu această informatizare continuă din această perioadă și cu siguranță vom începe testările și vom pregăti acest sistem de vot, pentru că
Orice operațiune pe care o faci, o faci de pe telefon, din fotoliu, din fața televizorului și totul poate fi gestionat foarte simplu și poți să-ți schimbi opțiunea potrivit sistemelor informatice să te răzgândești. Implementând votul prin corespondență, nu mai poți să te răzgândești, ori printr-un vot electronic sau pe internet te poți răzgândi inclusiv duminică la ora 21 fără un minut și ți-ai exercitat dreptul de vot în liniște și în siguranță și fără vreo influență externă. Votul prin corespondență, votul prin poștă, la fel este un subiect despre care doream să vorbesc, pentru că pe agenda discuțiilor în Republica Moldova este și această modalitate de votare ca o posibilitate de a extinde participarea diasporii la votare. Dumneavoastră, cum apreciați votul prin corespondență? Cum ați văzut partea organizatorică? Cum a mers, de fapt, în ultimele alegeri și cum merge acum? Am văzut că numărul celor înregistrați era în jur de 44.000. Eu nu pot să mă expun, e mult, e puțin, comparativ cu celelalte alegeri. Cum a mai fost? Comparativ cu celelalte alegeri, cifra s-a dublat de fiecare dată la fiecare tip de alegeri. Anul trecut la alegerile prezidențiale am utilizat pentru a doua oară votul prin corespondență. De această dată este deja a treia oară când utilizăm votul prin corespondență. Dacă ne raportăm ca procedură, lucrurile s-au desfășurat din punctul nostru de vedere foarte bine. Procedurile au fost simple, clare și ușoare. Dacă ne raportăm la numărul de cetățeni care se află peste hotare, cetățeni români cu domiciliu sau reședința în străinătate, acesta nu este satisfăcător. Dacă ne raportăm strict la singura evidență pe care o avem de cetățeni român cu domiciliul în străinătate, cifra de 740.000, într-adevăr, cifra nu este una satisfăcătoare, 39.000 pentru corespondență și vreo 4.000 pentru votul la secție, dar de fiecare dată când apar proceduri, acestea trebuie pregătite, ori această procedură când a intervenit în 2016 nu a fost suficient prezentată electoratului pentru că a fost o decizie politică de pe termen scurt și a fost adoptată în doar o lună de la apariția ideii legii în Parlament, legea 288, și timpul, pregătirea alegătorilor nu a fost suficientă și au apărut deja speculații, reticențe și acest sistem a devenit un eșec. 9.000 erau în 2016, anul trecut 20.000 și acum 39.000 ca și prezență la votul prin corespondență. Din nefericire, aceste mecanisme, nefiind pregătite, cetățeanul nu știe cum să se comporte din punctul de vedere admisibilității. Pentru că dacă mai este și dezinformat că informațiile pe care le pune la dispoziția autorităților sunt livrate altor autorități în vederea impozitării, taxării și altor astfel de, pentru alte astfel de mecanisme, atunci deja apare blocajul. Sperăm ca pe viitor, așa cum spuneam, prin sistemul de vot alternativ, electronic sau pe internet, să avem timp începând cu anul următor să-l prezentăm suficient, să-l testăm suficient, cetățeanul să se obișnuiască cu această modalitate de vot alternativ și să fie implementat corect și cetățeanul, având încredere, atunci îl va prelua mult mai bine de această dată, zicem noi. Da, așa cred și eu. Încrederea în rezultatul alegerilor, practic, este materia cea mai fină cu care lucrăm noi, cei care am organizat alegeri, în persoana mea vorbesc cu dumneavoastră, cel care sunteți acum în funcție, este o materie foarte fină, încrederea. Și ea trebuie tratată cu maximă atenție, pentru că fiecare eșec, fiecare nereușită, pe urmă, lasă o amprentă care necesită destul de mult timp să o cicatrizăm și să o aducem iarăși la un nivel potrivit de încredere. Așa este. Dar oricum, asta nu ar însemna că noi trebuie să ne oprim. Că trebuie să mergem înainte cu pași ferm în implementarea tehnologiilor. Pentru că asta e viitorul. Viitorul nu mai este cu pixul ori cu ștampiluța în cabină. Asta a fost. Și așa a fost sute de ani. Deja noi trebuie să privim în era, cum ați spus dumneavoastră, în era blockchain-ului, în era digital. Așa este.
Domnul președinte, aș vrea să vorbim un pic și despre procedurile organizatorice pentru alegătorii din afara țării. Pe lângă cele 18.800 de secții de votare care vor activa în țară, mai sunt și alte, aproape 750-748, nu mai amintesc exact, secții. 748. 48, da, de secții de votare în afara României, inclusiv 30 de secții în Republica Moldova, unde, cum vorbeam, se va vota pe și sâmbătă și duminică. Aș vrea să ne spuneți, poate un pic mai mult, care sunt nuanțele votării în diasporă. Știu că la fel se utilizează, se vor accepta actele expirate în perioada 1 martie până în data alegerilor. Poate mai sunt și alte nuanțe care ar trebui alegătorii să-i cunoască. În primul rând, cetățenii care nu au reușit să-și trimită plicurile pentru corespondență se pot prezenta la o secție de votare în afara țării, astfel încât să-și exercite dreptul de vot dacă nu au reușit să trimită până astăzi, 3 decembrie, plicurile la misiunea diplomatică sau prin poștă la cele 3 birouri pentru votul prin corespondență aflate în România. Față de alegerile din 2016, cetățeanul român de această dată care se află în străinătate și care are domiciliul sau reședința într-un stat în afara țării, își poate exercita dreptul de vot la orice secție de votare. Dacă în 2016 puteai să votezi doar în statul în care îți aveai domiciliul sau reședința, de această dată, dacă te afli în alt stat, îți poți exercita dreptul de vot și la alegerile parlamentare din 5 și 6 decembrie. Cetățenii trebuie să se prezinte cu actele românești și cu documente care dovedesc reședința. Domiciliul se dovedește cu acel pașaport CRDS. Nu este necesar un act suplimentar, dar pentru persoanele care își au reședința în străinătate, este un ordin al Ministrului Afacerilor Interne, afacerilor externe, care se află și pe platforma www.votstrăinătate.ro, dar și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Lista secțiilor de votare poate fi găsită și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și informațiile suplimentare tot la acestea se pot găsi, cât și pe votstrăinătate.ro, astfel încât cetățeanul să știe care este cea mai apropiată secție de votare la care se poate prezenta să-și exercite dreptul de vot. La fel, iată că în pandemie se utilizează doar semnătura electronică, nu se utilizează hârtie, nu se prezintă declarații pe propria răspundere, nu există alte documente în vederea exercitării dreptului de vot. Contactul este aproape inexistent în vederea exercitării dreptului de vot în condiții de siguranță. Să nu uităm, pe acest sistem, la alegerile prezidențiale au votat aproape 1 milion de români în turul al doilea în 2019. Da, într-adevăr așa este. Eu am urmărit chiar în Republica Moldova cum s-a votat la alegerile prezidențiale. A fost destul de bine organizat și sunt sigur că și de această dată lucrurile vor merge la fel. Deși regulile de distanțare fizică unul față de altul urmează a fi respectate. În cadrul alegerilor în Republica Moldova, alegerilor prezidențiale, am văzut cum se întindeau cozi cu alegători la sute de metri, pentru că anume această distanțare trebuia respectată. Dar oricum oamenii liniștit, calmitatea au așteptat rândul să meargă să voteze. Așa este, am observat alegerile dumneavoastră. Din nefericire nu m-am putut deplasa în Republica Moldova la Chișinău, dar de la secția de votare care a fost deschisă la sediul Autorității Electorale Permanente am observat alegerile prezidențiale și la turul întâi și la turul al doilea pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Într-adevăr, au fost respectate toate măsurile de distanțare fizică cât și de protecție sanitară. Am venit și noi în sprijinul colegilor dumneavoastră de la nivelul secțiilor de votare, cei care membrilor cât și organizatorilor, în a ajuta pe întreg circuitul de organizare al acestui proces electoral și au fost foarte bine organizate și alegerile din Republica Moldova
la secția de votare, cel puțin pe care noi am observat-o pe întreg circuit, întreg procesul de dimineață și până noaptea târziu. Nu, vreau să vă zic, probabil ați văzut și dumneavoastră acest lucru, o misiune de observare a alegerilor în Republica Moldova, OSCE, chiar a doua zi a prezentat raportul preliminar și raportul preliminar, din punctul meu de vedere, a unei persoane care am urmărit pe din afară acest proces organizatoric de această dată, am constatat că a fost emis un raport pozitiv. Alegerile au fost organizate bine, într-o manieră profesionistă, cu respectarea majorității standardelor internaționale. Așa a fost întotdeauna și în România. Eu nu am văzut rapoarte negative pentru România, deci autoritatea electorală întotdeauna și-a făcut bine treaba. Noi, dumneavoastră, ați fost și sunteți foarte, foarte activ în colaborarea internațională, în colaborarea cu organele electorale internaționale. Dacă ați putea să ne relatați un pic aici ce planuri aveți pe viitor, anume sub aspectul colaborării internaționale, pentru că experiența României este privită de foarte multă lume și sunteți de fiecare dată așteptat la forurile internaționale pentru a vă prezenta experiența. Ce planuri aveți pe viitor aici? Așa este. Aș putea să spun că activitatea aceasta pe care am preluat-o de la președinții anteriori, fie că vorbim de domnul președinte Barbu, de doamna președinte Pătru, activitatea internațională a fost foarte bine organizată și toate lucrurile făcute de noi în România, autoritatea electorală permanentă, au fost bine văzute și am fost dați exemplu ca de fiecare dată pentru gestiunea proceselor electorale, dar și deschiderea către nou și către tehnologie electorală. Și de fiecare dată ne facem planuri pentru viitor. Avem o colaborare foarte bună cu International IDEA. Avem deja un reprezentant la acest organism internațional care are în principal pe partea de stat de drept și drepturi și libertăți fundamentale, printre care și alegeri. Avem organizare și o relație bună cu EUEB și cu Comisia de la Veneția, cu OSCE, ODIR, cu AIFES. Cu AIFES deja dezvoltăm o conferință internațională pentru luna ianuarie. Suntem în discuții în această perioadă și cu Expert Forum, o organizație non-guvernamentală care se ocupă de supravegherea și monitorizarea proceselor electorale. Am fost în această perioadă de pandemie în contact cu toate organizațiile internaționale și încercăm pe viitor să dezvoltăm cât mai mult relațiile cu acestea, pentru că bunele practici, așa cum au luat foștii mei șef, ca să spun așa, că și doamna Pătru mi-a fost președinte, domnul Barbu mi-a fost președinte de această dată. Eu, ca președinte, nu fac altceva decât să preiau ștafeta și să prezint lucrurile foarte bune făcute de doamna Pătru pe relațiile internaționale și de domnul Barbu și să arăt că autoritatea electorală permanentă din România trebuie să rămână un etalon și să fie reprezentativă în continuare la nivel internațional, cât și la partea de monitorizare și a proceselor electorale în alte state. Așa este. Iarăși dumneavoastră ați tratat această chestiune cu maximum modestie și ați evitat să spuneți că România de fiecare dată a fost primită, aleasă în calitate de membru a bordurilor de conducere la organizații globale a funcționarilor electorale, cum ar fi ABIE, ori la organizații europene de organizare a alegerilor, cum ar fi organizația ACEO cu sediul la corect. Și România de fiecare dată a fost primită, cum am repetat, zis, aleasă în bordul de conducere, ba chiar a deținut și președinția și a fost și vicepreședinte a României a organizației globale a funcționarilor electorale. Deci totuși sunt realizări care trebuie adus în cunoștință, la cunoștința publicului, să cunoască oamenii că, într-adevăr, România este apreciată pentru efortul care se face. Și noi, și în Republica Moldova, și în România, ne fierbem în găoace noastră și deseori nu prea vedem ce se mai întâmplă în alte părți. Dar să știe lumea că nu în toate țările
atât de multe informații și atât de multe tehnologii sunt folosite în alegeri, precum este în România și în Republica Moldova. Foarte multe țări încă votează pe metode foarte vechi, cu pixul și cu hârtie, și nici nu admit și nici nu au planuri de utilizare a tehnologiilor. Pe când și dumneavoastră și colegii de la Autoritatea de la Chișinău sunt planuri mărețe, pentru utilizarea tehnologiilor și practic pentru reingineria proceselor electorale și punerea acestora pe roți, pe electronice. Așa este. Este foarte important partea de relații externe, pentru că odată că ai lucruri de învățat și în cel de-al doilea punct că poți prezenta bunele practici și așa cum spuneați și România și Republica Moldova pe partea de organizare a proceselor electorale au un cuvânt de spus și vor avea mult timp de acum înainte, inclusiv pe partea de finanțare a campaniilor electorale și finanțarea partidelor politice în timpul campaniei electorale și nu numai. România are deja un cuvânt de spus, avem parteneriat foarte bine dezvoltat și reactualizat cu colegii de la Chișinău în principal pe partea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. În ultimul timp a crescut și transparența în finanțarea partidelor și campaniilor electorale. Se știe în fiecare zi contribuția pentru campania electorală a fiecărui candidat, a fiecărui competitor electoral și la final un control mult mai riguros în ce privește această finanțare, fie că vorbim de banii publici, fie că vorbim de banii privați ai partidelor, lucrurile se văd și se vor vedea și la fel și în Republica Moldova cu cei care, așa cum vă spuneam, dezvoltăm în această perioadă o relație pe schimburi de bună practici pe această linie de finanțare a partidelor politice. Da, vorbiți de acest proiect comun prin intermediul care, cum ziceți dumneavoastră, se face schimb de experiență și bune practici. Într-adevăr, este o inițiativă foarte bună care, din punctul meu de vedere, trebuie dezvoltată și pe alte domenii, nu doar în domeniul finanțării care partidelor politice, care este un element foarte sensibil, sigur că în campanie, dar nu este unic. Așa. Este sensibil și în timpul campaniei și ulterior campaniei, pentru că, așa cum ați văzut, finanțarea partidelor de la bugetul de stat a crescut substanțial în ultimii ani, ceea ce nu e un lucru rău. Finanțarea partidelor trebuie să fie asigurată pentru partidele care obțin un anumit scor electoral. Odată pentru campanie electorală, cele care obțin 3% în procente la alegerile, la toate tipurile de alegeri, dar și finanțarea ulterioară pe un mandat de 4 ani, care asigură o stabilitate acestora în finanțare și o independență față de finanțatori care pot pune condiții și puneau condiții în alte timpuri în obținerea unor diverse avantaje mai puțin sau mai mult corecte. De această dată, această independență asigură o funcționare mai bună partidelor, dar ne așteptăm ca și pe viitor aceste lucruri să se dezvolte și în interiorul partidelor, ca acestea să dezvolte proiecte pe acești bani, proiecte de studii electorale în principal, pentru că vedem de în ultima perioadă ne lovim de cât mai multe probleme, ca să spun așa, cu personalul secțiilor de votare. La ultimele alegeri am avut niște discuții că și în 2016 și în 2020, că personal din partea partidelor au plecat înainte de închiderea proceselor verbale din secția de votare și președinții, locțiitorii și operatorii au fost nevoiți să rămână singuri la întocmirea tuturor documentelor și sunt convins că în perioada următoare aceste partide care primesc finanțare își vor dezvolta programe proprii în asigurarea unui sistem și de învățământ pe domeniul electoral la care autoritatea se poate afilia în vederea dezvoltării cadrelor pe partidelor pe domeniul electoral, cu mare plăcere, ca de fiecare dată, inclusiv pe linia de experți electorali pe care am făcut-o, operator de calculator, putem face și pe această linie, a personalului partidelor din secția de votare. Eu rămân în continuare un fier susținător a ideii
finanțării partidelor din bugetul de stat, deși nu este cea mai populară idee. Foarte multă lume se opune împotrivă, precum că ar exista alte priorități în stat, că uite, ar trebui acești bani, ori ar putea acești bani folosiți în altă parte. Din punctul meu de vedere, un partid care se autofinanțează fără participarea banilor de la buget, acest partid se supune unor riscuri majore de a fi dominați de interese străine interesului statului, de interese private a unor persoane care finanțează aceste partide. Și democrația internă în partid are doar de suferit, dacă nu se finanțează de la buget. În momentul în care în Republica Moldova s-a introdus finanțarea de la buget a activității partidelor politice, sigur că sumele oferite partidelor anual în Republica Moldova sunt mai mici, comparativ cu cele din România, se oferă doar circa 2 milioane de euro, aproximativ 40 de milioane de lei moldovenești, dar acești bani se distribuie în egală măsură tuturor partidelor care participă la votare și acumulează voturi. Și fără a stabili un barem minim, uite că trebuie să treacă pragul electoral să fie reprezentat în Parlament, ori să ia un minim anumit de voturi. Deci, noi am pornit pe această idee pentru că fiecare leu adus în buget e adus de către contribuabili, e adus de către cetățenii Republicii Moldova care merg la vot. Și votul fiecărui cetățean, dacă a mers către un partid care a acumulat doar câteva mii de voturi, păi câteva mii de cote din acești bani să le ia acel partid. Și atunci noi am făcut un raport între suma de bani alocate și numărul de voturi valabile exprimate, formând un coeficient, și acest coeficient de fiecare dată l-am multiplicat la numărul de voturi și așa am distribuit banii. Să știți că partidele au doar de beneficiat. Necătând că sunt foarte mulți critici la această chestiune, la această parte de finanțare, dar ea este necesară. Experiența anului trecut în care am avut un proiect european pe transparența procesului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale și integritate în finanțarea partidelor, am constatat că în toate statele europene există finanțare de la bugetul de stat pentru partidele politice și nu este o noutate pentru România sau pentru Republica Moldova în vederea finanțării acestor activități. Și atunci deja am constatat că bunele practici pe care noi le-am făcut anul trecut și anul acesta sunt date ca exemplu în conferințele internaționale și putem spune că suntem un etalon România pe controlul finanțării partidelor și activității partidelor și a campaniilor electorale. Există recomandări GRECO care impun anumite reguli, inclusiv finanțarea de la bugetul de stat a campaniilor electorale și a activității, exact cum spuneați, în vederea creierii unei independențe față de finanțator a partidelor, pentru că în momentul în care banul vine de la bugetul de stat, partidele pot funcționa fără a fi interferențe cu diverse interese personale sau de grup. Așa este. Dacă ați pomenit de GRECO, GRECO este un instrument al Consiliului Europei, un instrument care are o pondere majoră anticorupție în statele membre a Consiliului Europei și este bine de remarcat că în cele 47 de state membre a Consiliului Europei nu mai sunt state care nu ar finanța partidele de la buget. Practic toate statele membre a Consiliului Europei și sunt mai multe decât în cadrul Uniunii Europene, 28 în Uniunea Europeană și 47 în Consiliul Europei, toate statele își finanțează partidele de la bugetul de stat, pentru că este un instrument foarte de întărirea democrației interne în partid și de crearea unor partide politice puternice și independente față de finanțare. Așa este, este foarte important de menționat că se întâmplă acest lucru peste tot, pentru că în ultima perioadă a apărut această informație cum că doar România ar face acest lucru și atunci, clarificând astfel de aspecte, lumea înțelege că democrația începe odată prin vot și votul începe prin intermediul partidelor politice reglementate și de Constituție care au statut de utilitate publică și atunci lucrurile trebuie să fie prezentate foarte bine ca lumea să înțeleagă că nu trebuie să urăști partidele pentru această finanțare, ci trebuie încurajat aceste lucruri, dar și
practicile pe care le au partidele în organizarea acestei părți de utilizare a banilor publici. Aici probabil se cere o reglementare mult mai strictă și un control din partea statului mult mai riguros, transparent și riguros, în așa mod ca alegătorul, contribuabilul, să cunoască clar unde au fost cheltuiți banii. La Chișinău, de exemplu, rapoartele partidelor politice în secunda 2 după prezentare la Comisia Electorală Centrală sunt scanate și publicate pe pagina web, sigur depersonalizate, pentru că protejăm datele cu caracter personal. Și în așa mod obținem transparență și claritate pentru toată lumea. Cum s-au cheltuit banii? În această perioadă avem o aplicație dezvoltată tot in-house în cadrul autorității pentru gestionarea finanțării controlului finanțării activității partidelor, iar începând cu luna ianuarie aceasta va fi publică. Toate sumele cheltuite vor fi făcute publice. În ultimul an, 2019-2020, a fost creată o platformă pe care fiecare partid înființat în România are o fișă și poți vedea toate finanțările și toate controlele efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă și pentru prima dată anul trecut am reușit să facem controlul tuturor partidelor înregistrate în registrul fiscal al partidelor care se află la Autoritatea Electorală Permanentă și în acest an am reușit la fel să efectuăm controlul tuturor partidelor finanțate de la bugetul de stat. Și aceste documente, informații au fost făcute publice și pe site-ul autorității, dar și în monitorul oficial cu privire la toate finanțările și utilizarea sumelor. La fel, controlul finanțării campaniilor electorale a fost transparent, fie în timpul procesului de finanțare, în timpul campaniei, fie ulterior controalelor efectuate de autoritate și la fel vom crește transparența cât mai mult pentru ca cetățeanul să știe că acolo cu banii publici nu se întâmplă altceva, la fel ca și la orice altă instituție publică care utilizează banul public. Tocmai așa este. Aș vrea să vă mai întreb cum stau lucrurile cu reglementarea sondajelor de opinie publică, ori de sondaje de preferință la vot. Pentru că la noi, la Chișinău, în Republica Moldova, noi avem în legislația noastră națională reglementări, din punctul meu de vedere, foarte exacte, care ajută Autoritatea Electorală, Comisia Electorală Centrală și organizațiile societății civile care fac sondaje, ori partidele politice care fac aceste sondaje, să aibă un cadru legal bine stabilit. Și cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, pentru a exclude orice manipulare a opiniei publice, ori crearea unor iluzii nefondate prin aceste sondaje, 5 zile înainte de ziua alegerilor, prin lege este interzisă publicarea sondajelor. Cum stați la acest capitol în România? Din păcate, pe această linie, lucrurile nu sunt foarte bine reglementate. La noi, sondajele pot fi, din păcate, nu pot fi cenzurate și nu pot fi interzise. Avem și în timpul zilei votării tot felul de mini-sondaje, ca să spun așa. Mediul online permite foarte multe lucruri și atunci, pentru această linie, și partidele politice au fost mai reticente în a reglementa foarte strict această informație, pentru că au fost state care au încercat să le reglementeze și, din păcate, au pus lucrurile într-un blocaj definitiv. Cred că informația trebuie să circule, nu cred că un sondaj dat în ziua votării sau înainte de ziua votării sau imediat ar putea influența cumva alegătorul. Cred că alegătorul după 30 de ani de democrație este matur și nu-l mai influențează sondajul dat în timpul zilei votării astfel încât să meargă să-și schimbe opțiunea de vot în ziua votării. Da, e clară această opinie. Spuneți-ne, vă rog, dacă în cadrul acestor alegeri vor fi organizate exit poll-uri, dacă cumva autoritatea a acreditat instituții specializate anume pentru exit poll.
Legislația specifică permite Biroului Electoral Central să acrediteze societățile care efectuează exit poll și au fost acreditate câteva astfel de societăți și vom avea exit poll ca de fiecare dată duminică la ora 21. Noi în Republica Moldova am avut o experiență destul de, spun eu așa, mică și tristă legată de exit poll, pentru că datele care erau furnizate aveau discrepanță mare ulterior cu rezultatele alegerilor. Și aici am avut de fiecare dată mari semne de întrebare la acest capitol. În cadrul alegerilor prezidențiale nu s-au efectuat nici în Republica Moldova, nici de această dată, vreau să zic, nu s-au făcut exit poll. Deși, din punctul meu de vedere, este un instrument absolut democratic care poate fi gestionat într-un mod civilizat ca să potolească, să zic eu, curiozitatea cetățenilor cât mai repede. Deși noi în Republica Moldova, pentru potolirea curiozității, am implementat mai profund tehnologiile informaționale și probabil ați văzut și dumneavoastră, livrăm rezultatele în 2 ore după alegeri, noi deja afișăm rezultatele și chiar cei mai curioși poate deja să le vadă. Așa este și la noi, sondajele sunt, au fost de fiecare dată și vor fi și de această dată. Într-adevăr, sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot permite ulterior acest sistem informatic introducerea informațiilor din procesele verbale și dacă nu în 2 ore, 3 ore, aproape toate secțiile de votare sunt introduse la nivel de verificare de către operatorul de calculator potrivit informațiilor puse la dispoziție de președintele secțiilor de votare și în 3 ore aproape închidem și noi toată această centralizare odată de la nivelul secției de votare și în a doua etapă de la nivelul birourilor electorale de circumscripție a proceselor verbale efective din secția de votare, din toate secțiile de votare din România și din străinătate. Da. Privesc punctul eu, în 2019 a dat live chiar procesul de întabulare a rezultatelor, ca cei interesați să poată să vadă online cum merg aceste întabulări de date. Am avut spectatori, lumea și-a manifestat un interes față de întabularea rezultatelor. Așa este și Prives.eu a participat la foarte multe evenimente ale autorității electorale permanente și în trecut, dar și anul trecut, 2019-2020 și e foarte important acest proces de prezentare a rezultatelor, pentru că politicienii au în scurt timp și își pot face deja calculele matematice pentru următoarea reprezentare parlamentară sau locală, cum am avut la alegerile locale din 27 septembrie. Da. Și eu și întreaga echipă Prives.eu, noi întotdeauna am promovat transparență. Transparența decizională, transparența în activitatea instituțiilor publice, nu am avut cenzură, nu am avut preferințe politice, nu am avut niciun fel de politică editorială. Întotdeauna am fost deschiși pentru tot ceea ce înseamnă informarea publică. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați remarcat acest lucru. Și pe finalul discuției noastre, domnule președinte, vreau încă o dată să atragem atenția la cele mai importante momente legate de participarea alegătorilor în alegeri. Secțiile de votare vor fi deschise către orele 7. Poate ziceți dumneavoastră încă o dată să recapitulăm, să memoreze alegătorii noștri toate informațiile utile. Secțiile de votare se deschid la ora 7 pentru alegători, se închid la ora 21 cu posibilitatea de prelungire dacă se află persoane în incinta secției de votare sau la ușa secției de votare până la ora 23:59. În străinătate, procesul de votare se desfășoară și în data de 5, în același interval orar 7:21 și rugămintea noastră este pentru cetățeni să se informeze de pe platforma Autorității Electorale Permanente roae.ro. Toate clipurile sunt disponibile astfel încât, fiind informat, vor putea să respecte toate regulile de la secția de votare sau din ziua votării în afara secției de votare, astfel încât respectând regulile de protecție fizică, de distanțare fizică, de protecție sanitară, nu vom duce la răspândirea acestui virus, dar și vom exercita votul în siguranță în data de 6 decembrie. Așa să fie.
Președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această oră dedicată spectatorilor noștri. Sunt sigur că informațiile prezentate de către dumneavoastră au fost utile și vor ajuta alegătorii să meargă să voteze în siguranță. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o seară bună. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră o seară frumoasă și privitorilor noastre. Toate bune, mulțumesc, la revedere! La revedere!